Salutare, cocoleșilor, și bine v-am regăsit la episodul numărul 2 din seria asta minunată de House Slipper de Crăciun. Ia uitați cât de multă zăpadă avem aici, toate animăluțele ne așteaptă, deci lor nu le este deloc frig pentru că sunt echipate cu cele mai drăguțe căciulițe. Ia uitați, toată lumea a început să se trezească aici, să se ridice, să dea din codiță. Așa, mă, Ben, nu cred, mă, deci ce are băiatul ăsta de se murdărește în continuu? Măcar este fericit. Se pare că nu-l deranjează deloc mizeria. Mă, băiete, mă, doamne, aici cineva? V-ați trezit? Salut, mă, stați să fac rutina, să-mi întind lăbuțele, codița. Doamne, deci nu vine să cred, toată lumea este super happy și eu și animăluțele și voi, cocolișilor, pentru un nou episod din seria asta crăciunistică superbă. Data trecută am cumpărat această căsuță. Hai, toate animăluțele să vină. Să vină! Mă, Ben, mă, dar tu ești cam murdar, nu știu dacă să te primesc. Ia, știi ce? Stai, stai, că hai să profităm, că încă mai avem chestia asta. Deci eu cred că va trebui neapărat să facem un locșor în care va trebui să păstrăm chestia asta, cădița asta, pentru că din câte văd eu va trebui în fiecare episod să-i facem băiețe la Ben. Ben a fost de acord, și că da. Acum hai, ce că Cola Dog, dar să vedem care dintre ei vor să vină. Mă... Ia uitați, am venit aici, ăsta micu. Bă, și tu parcă te-ai murdărit așa cât de cât. Dar eu nu înțeleg de ce vă murdăriți. Voi sunteți de la oraș, de la Barbie, de aia. Deci, acum înțeleg eu. Măi, cocoleșilor, așa este că înainte să-i ducem la Barbie nu se murdărea nimeni. Ia uitați și voi, de când au stat la Barbie parcă au alte standarde, sunt mai pretențioși, se murdăresc mai repede. Mă, vrei și tu, Bonita? Bine, mă, fătițo. Hai de pick-up. Așa, deși Bonita-i băiat. Dar noi o să zicem în continuare. Ne prefacem că nu știm și credem că e fetiță. Că nu știu, stă foarte bine. Așa, și te rog frumos să fii curată. Deci îmi place cum se scutură. Așa, poți să te duci, poți să cobori. Și dacă o să-l găsim și pe Ben, că văd că el fuge, o să-i facem și lui curățenie. O să-i facem curățenie. Gata, în sfârșit, am putut să ne scăpăm de bradul ăsta. În episodul de astăzi, mă, oameni buni, aș vrea să facem salonul. Vreau să vindem și aceste geamuri, pentru că data trecută nu am putut să le vindem. O să vând, de fapt, nu știu, hai că vând chestia asta și vedem noi unde să punem. O să găsim un loc special care să rămână mereu și vreau să mai vindem și astea, că parcă nu dau bine. Mai este pe aici, pe ceva? Vreo priză? Așa. Și acum, haideți să vedem că vreau să ne facem așa niște ferestre foarte faine și mari. Să vedem toată ninsoarea de afară, că doar de asta este farmecul. Așa este, dacă stai la casă și ai curte și ninge afară. Haideți să punem aici niște geamuri superbe. Mergem la Windows și luăm cele mai mari geamuri. Să vedem care sunt cele mai mari geamuri ever. Așa, superbe. Și moderne, pentru că mi-e așa-mi place, să vezi totul. Ia să vedem, ar fi... Bă, care să-l alegem? Pe care, pe care, pe care? Stați să vedem, cred că am văzut câteva sus. Ăsta e 250. Ăsta merge? Uhuhu. E cam șmecheroasă treaba! E cam șmecheroasă treaba! Dar faza este că nu putem spune chiar exagerat de multe geamuri. De dacă ne punem, uite aici, așa geam frumos pe colț. Stai, stai, că aici zice că nu merge... Nu merge fix la colț. Bine, mă, băiete, tu ai nevoie de puțină margine. Hai să vedem dacă mai găsim alte geamuri. Hai să vedem. 20 pe 275. Să vedem, o fi ăsta mare. Ăsta e și mai fain că e din tavan, mă. Și ăsta putem să-l punem pe colț. Stați să vedeți. Ce șmecherie. Am pus acolo un geam. Hai să-l mai punem și pe celălalt. Bye now. Mamă mia. Ne lasă? Eu te rog frumos să ne lași. Nu vrea, mă, nu vrea să fie chiar pe colț unul lângă altul. Așa că o să lăsăm. Pentru că știți care e faza? Are nevoie de susținere. Da, uite-te că e superb. Și o să ne vină lumină foarte faină. Și într-o parte și în cealaltă. Și aici cumva eu simt nevoia de încă un geam. Haide să-l punem. Și cumva o să încastrăm un șemineu. Hai să ne luăm prima dată șemineu. Că nu știu. Parcă dacă n-ai așa un arhitect lângă tine, parcă ți-e greu să plasezi toate chestiile. Ia să vedem, fireplace, care este șemineul cel mai potrivit să punem noi chestii de Crăciun? Bă, mie îmi place asta. What? Putem să decorăm cu ce culoare vrem, cu roz, cu roz, cu roșu. Hai să punem cu roșu. Măi, ar fi fain
să-i decorăm și la Barbie puțin, puțin așa mai crăciunistic. Ce spuneți? Chiar ar fi fain să-i facem o vizită. Poate avem timp să-i decorăm și la Barbie. Uite-te, deci vom pune acest șemineu aici și vom mai pune încă un geam, fix ca ăla, în partea cealaltă. Am să mă mișc repede ca să nu mi se piardă gemulețul. Ia uitați că este aici. Așa. Și o să punem geamul fix aici. Stai. Să fie cumva la mijloc șemineu. Doamne, e cam perfect. Vă place? Ia uitați. Acum șemineu nu este chiar simetrie în pălărie, dar nu contează, îl mutăm noi. Uite așa. Super tare! Deci cât de mult schimbă geamurile. Toată lumina asta mi se pare superbă. Acum aici îmi imaginez așa o canapea șmecheră. Brăduț, o să-l punem aici să se vadă de afară și din stânga și din dreapta. Să vadă toți vecinii ce brad fain avem noi. Și aici avem super șmecherie. Faza este că, din câte văd eu, aici avem o terasă. O să vreau să deschidem cumva ușa aici. O să punem o ușă ca să putem să mergem pe spre terasă, cocoleșilor. Ce părere aveți? Este o idee senzațională. Acum, eu sincer, anul trecut am văruit cu roșu și cu verde și v-am întrebat ce alegem. Haideți anul acesta să văruim cum avem și noi românii în casă, cu alb gen sau cu un gri ușor, să nu mai facem așa nebunesc cum am făcut data trecută, că atunci eram acasă la Moș Crăciun și el își văruiește pereții roșii și verzi, dar casa asta o facem așa ca pentru noi. Așa că vreau să vedem așa la paint o culoare ce o are toată lumea. Uite, poate ăsta de exemplu. Ia să vedem cum ar arăta, știți? Ia să ne uităm cum ar da. Bonita, te rog frumos să-mi spui tu ce părere ai. Deși aici la șemineu mi-ar plăcea poate să punem ceva de piatră, de cărămidă. Ia uite ce drăguț e culoarea asta. Să știți că e foarte faină, nu e nici alb, nu e nici gri, nu e nici roz. E așa ceva, un fel de amestec între alb, gri și roz. Nu știu, mi se pare foarte drăguț. Ce cute! Eu am să văruiesc aici tot salonul ăsta și vă arăt vouă imediat într-o secundă. Ia uitați, cocolicilor, am văruit aici, mi se pare că arată senzațional camera. Stați să aprindem lumina, turn light on. Se pare că era deja prinsă, dar nu este prea multă lumină de la becul ăsta. Dar nu știu, simțiți și voi așa miros de var, de casă proaspăt renovată. Arată senzațional, eu aș vrea să punem parchetul alb de data aceasta, ca și cum ar fi așa ninsoare. Văd că a venit și Ben aici curioșu să se uite. Cât de frumos facem aici. Vrea și el, deși am vândut acolo. Na, a zis că bă, vreau și eu să vin aici să mă uit. Hai să vedem unde este. Unde? Cum se zice? La Floors. Unde e Floors, mă? Vedeți voi pe aici? Doors, Floor, așa. Hai să ne ducem la Panels. Bun, să vedem noi ce parchet credeți voi că ar merge. Mie mi-ar plăcea alb, dar în același timp aș vrea să-l încerc puțin și pe ăsta. Că mi se pare așa ca și cum crăciunistic, ca și cum, nu știu, simți lemnul de brad, cum să tăie copacul în fața ta. Bă, stai că lui Ben îi place. Bă, nu știu, pare ca și cum e de grajd, deci așa aveam în grajd. Nu, știu că e modern și rustic în același timp, dar nu, parcă vreau altfel. Să vedem, uite ăsta albul. Hai să-l vedem dacă este drăguț și se potrivește. Asta cred că e același parchet pe care l-are Barbie, doar că ea are pe roz. Mamă! Merge? Vă place? Sau vreți ceva mai texturat? Mă, eu zic că arată destul de bine, dar vreau să mai vedem puțin dacă mai sunt și alte opțiuni. Uite, poate ăsta? Ăsta pare interesant. Stați să vedeți. Deci îmi spuneți care vă place mai mult. Ăla de grajd? Ăsta de mai... Bă, ăsta zici că e gresie. Nu, parcă nu vreau să aibă așa ideea de gresie, știți? Parcă prea pătratele astea. Mă, dar ce e ăsta? Ăsta nu l-am folosit chiar niciodată. Vreți să vedeți cum ar arăta? Pentru că e foarte important parchetul într-o casă. Schimbă... Mă, este interesant. Pot să zic că este destul de interesant. Nu știu ce să zic. Credeți că ar merge ceva mai închis la culoare sau ceva deschis? Este foarte dificil, mă! Este dificil de tot să alegi un parchet în ziua de azi. Ia să vedem ăsta cum e. Vreau să-l pun așa doar o bucățică. Stai, nu o bucățică chiar atât de mică.
Uite, hai să-l punem totuși tot, pentru că doar așa poți să dai seama. Mă, hai să lăsăm pe ăsta. Eu zic că este drăguț ăsta, se potrivește, nu știu. Voi ce părere aveți? Este opțiunea cea mai bună pe care am ales-o. Ia uitați. Vă că le place și la animăluțe. Bine, mă, bine. Doamne, deci nu știu, sunt așa de bucuroasă, zici că mi-am cumpărat casă și că parcă m-am mutat aici. Este genial, este superb, nu știu, place mult de tot. Acum, ce să mai facem noi aici? Ce ar fi nevoie? Cred că ar fi nevoie să punem o lampă ceva, o lustră, cu care să vedem mai bine, să ne ajute să fie mai multă lumină. Dar acum unde este? Că parcă tot timpul mi-e greu aici să văd. Uite, lights, ceiling lamp, lampă de tavan. Ce lampă s-ar potrivi foarte bine aici? Bă, asta e foarte faină. S-o punem undeva la bucătărie, cred. Nu știu, mi se pare că pare crăciunistică. Să vedem ce merge pe aici. Când era de Halloween, am avut chestii parcă special făcute de Halloween. Dar așa de Crăciun, parcă e greu să alegi ce lumină să pui, mă. Ăsta? Credeți că ar da multă lumină? Dacă îl punem așa pe auriu. Hai să zicem că punem aici unul. Dă multă lumină. Băi, e hashtag chiorală, deci eu nu văd nimica. Voi vedeți? Nu, pur și simplu nu s-a prins becul. Eu cred că nu-i bun întrerupătorul ăsta. Hai să scriem aici switch. Și să vedem un întrerupător, uite, ăsta. Și să-l punem cu verde, să fie mai crăciunistic sau nu, cu alb. Pentru că am zis că anul acesta vom lăsa gen casa așa cum este ea tot anul. Și vom pune doar decorațiuni. Ia să vedem. Ia. Bă, deci mie mi se pare că nu se aprinde nicio lumină. Mi se pare și vouă că nu se aprinde? Ah, ba, uite că se vede la pian că s-a aprins. Uite, acum s-a aprins. Dar faza este că nu sunt mulțumită că nu dă destul de multă lumină. Hai să vedem să alegem ceva mai luminos. E, ia uitați, am pus ăsta. Sincer, sunt mulțumită. E ceva mai luminoasă treaba. Este așa simpluț pentru că de sărbători, hai să zicem, să fim serioși, nu-ți schimbi și lampa, nu? O lași pe aia pe care o ai tot anul. De aia n-am vrut să pun ceva mult mai crăciunistic. Am pus asta așa mai simplă. Haideți să dăm la o parte toate astea. Uite, o să continuăm cu ele și la bucătărie. Pentru că vreau să menținem aceeași gamă cromatică, să fie drăguț. Vreau să vând acest șeminiu, că deja avem două. Și vreau să vând decorațiunile astea, că o să punem noi altele. Pianul îmi place, o să las, dar nu-mi plăcea covorul. Decorațiunea asta este drăguță, poate o punem undeva sau hai să o vindem și să punem una nouă, mă. Punem exact cum avem noi nevoie. Da? Așa. Haideți să luăm o canapea, că în funcție parcă în funcție de canapea poți să-ți dai seama de mai multe lucruri. Ce e aici afară? Ei, avem aici o decorațiune. Lasă că a căzut. Bun. Hai să vedem ce canapea alegem anul acesta. Pentru seara noastră de Crăciun. Ne ducem la furniture și ne ducem la living room, la sofas. Să vedem. Bă, asta zici că e foarte crăciunistică, nu știu, foarte confortabilă, dar are și una mai mare. Uite, uite că are și una mai mare și una mai mică. Dar vreau să văd cum putem să punem pernuțele. Ah, poți să schimbi ce culoare vrei. Foarte tare. Sincer, ar merge canapeaua asta, doar că vreau alte pernuțe. Uite că poți să schimbi pernuțele. Poți să le schimbi marginile. Uite, putem să le facem cu verde. Ce drăguț! Verde închis, verde deschis, roșu. Pare foarte crăciunistic. Haideți să punem canapeaua asta. Să zicem că noi am avut o canapea roșie tot anul, da? Și acum noi de Crăciun, ce facem? Punem alte perne, nu? Pentru că așa-ți decorezi casa. Îți pui pernuțe. Acum vreau să iau și partea de canapea mai mică. Uite așa, și să punem pernuțele și la ea, să fie cu roșu. Dar nu, invers, astea să fie roșii și astea să fie verzi. Sau verde închis? Nu, verde așa. Mamă, ce drăguț! Stai, că e altfel de roșu. Ăsta e mai închis și eu la cealaltă canapea am pus roșul ăsta mai vibrant. Mamă, ce fain! Așa. Parcă deja se simte Crăciunul, nu știu, place și lui Ben. Mă, băiete, mă, tu ai plecat, n-ai vrut să faci băiță, măi. Cât de cute este. Acum va trebui să căutăm un covor. Nu știu dacă să căutăm un covor super crăciunistic. Asta se pune gen pe undeva. Nu știu exact care e faza cu astea.
îți pui picioarele, habar n-am, un taburet, nu știu, habar n-am. Nu știu care e faza cu ăsta, n-am să-l pun, dar vreau să căutăm un covor, carpet, să vedem ce covor putem noi să punem. Bă, mie îmi place ăsta. Nu știu. Deci facem așa, ca și cum am avea noi casa asta și nu ne schimbăm și mobila, știți? Să fie super mega crăciunistică. Covorul ăsta e foarte frumos de camare. Vreau să-l punem small. Uite-te. Hai să-l punem, uite așa. Mamă, a pus cineva așa un covor mai invers? Sau îl punem așa? Hai să-l punem așa, că cam așa îl punem noi la noi acasă. Uite-te. Ceva de genul? E bun? E bun? Sau să fie și dedesubt? Nu știu. Americanii tot timpul pun și dedesubt puțin. Știți? Stai să văd, poate găsim totuși varianta mai medie. Cum este? Buy now. Stai mă. Am vrut să cumpăr ăla mediu. Stai, unde ești? Covorule. Vreau varianta medie să văd dacă e cu mult mai mare. Haide să-l punem pe ăsta mediu. La faza e că nu puteam din cauza codiței lui negruț. Mă, negruț, mă. Uite, hai să punem, uite așa. Gata. Mamă, ce bar o să neală. Ce cute! E foarte tare! Și acum trebuie să punem și o măsuță și vreau să pun, chiar dacă încă n-am terminat. Nu știu, vreau să pun bradul în colț. Hai să scriem aici unde erai, măsuțo. Furniture, living room, măsuță de living room. Asta e faină, e cu marmură și cu negru și nu știu, parcă arată bine. Hai să o punem. E cam mică. E cam mică, nu? Hai să căutăm una totuși mai măricică. Unde ești, măsuță? Table, așa. Să vedem noi ce măsuțe s-ar potrivi aici. Nu știu dacă avem foarte multe opțiuni. Să punem asta neagră? Ce faină! Și pe ea o să punem foarte multe decorațiuni. Mă, este interesantă treaba. Arată foarte drăguț. Vreau să punem aici brăduțul. Hai să scriem Christmas. Și să vedem dacă ne dă brăduț. Ne dă. Dar ne dă un brad mare? Cred că ăsta este cel mai mare brăduț. Nu cred că mai este și altul. Ia să vedem. Christmas tree. Îl punem pe ăsta. Cu roșu. Cu ce culori? Cu mult roșu și cu galben. Parcă n-aș vrea să-l fac roșu, galben și albastru. Vreau să-l fac cu mult roșu. Fără galben. Ia să vedem noi. Color. Flower pot. Poți să-ți schimbi și ghiveciu. Să fie un ghiveci negru de data asta. Vreau. Hai mă, să fie cu toate globurile roșii. Ce spuneți? Parcă e mai fain. Uite așa. Și steluța? Unde steluța? Așa, steluța galbenă. Îl punem aici? Uite-te. Ce drăguț și să-i dăm și drumul la lumini. Asta e ca luminile roz. Nu voiam cu lumini roz. Voiam cu lumini roșii sau galbene. Stați să vedem unde scrie. Unde scrie care? Lights. Lights galbene. Uite așa. Îl punem să se vadă și steluța. Super cute. V-ați făcut deja bradul. Mamă! Ce nebunie! Vreau să-l închid. Că parcă e prea luminos. Și să lăsăm doar așa momentan. După cum vedeți, casa noastră începe să prindă contur. O să punem aici o grămadă de decorațiuni, cadouri. Nu știu, începe să devină foarte, foarte faină. O să mobilăm. Aici cred că aș pune o masă foarte drăguță în partea asta și poate aș muta pianul. Da, mă, auleu, că am vândut chestiile alea. Dar faza este că n-ai voie să le atingi. Știți? Că odată ce le-ai atins, se duc. Nu am vrut să le vând. Te rog frumos, negruț, să te dai la o parte pentru că în locul tău vreau să pun pianul. Uite-te. Doamne, dar ce mă pricep aici. Ia uite-te ce fain stă pianul aici. Și cânti la pian și te uiți. Te uiți afară cum ninge. Mi se pare genială treaba. A, mă! Uite, astea numai le atingi puțin și se vând automat. Ce chestia asta? Hai să punem aici. A, astea sunt paiuri. Sau nu paiuri. Bastonașe dintre alea. Uite-te. Bun, vedem noi unde le punem, dar eu sunt mulțumită de cum arată toată treaba. Aici, parcă la pian, mai mergem cu o lampă dintre astea ca să vadă pianistul cum să cânte. Hai să ne ducem la ceiling lamp și să vedem, să-i punem o lampă foarte drăguță deasupra. Uite, putem să-i punem asta, să-i punem verde, nu? Că am zis că lăsăm așa ca și cum nu ți-ai schimbat și lămpile. Hai să vedem, punem asta? Îi dăm drumul? Mă, că lui Ben îi place.
Wow! Mamă, ce drăguț! Acum cred că va trebui să schimbăm și partea aia să fie același tip de lampă. Hai să-l schimbăm dacă toți suntem aici, că după aceea nu știu dacă mai găsim, că așa e în jocul ăsta, găsești destul de greu. Și acum hai să prindem. Ben, te mănâncă, hă? Dacă n-ai vrut să faci baie. Mamă, ce drăguț! Deci zici că este o casă a noastră, așa, a unor oameni care sunt mai șmecheri, care au o casă șmecheră. Și nu e casa lui Moș Crăciun, asta e ce am vrut eu să fac diferit anul acesta. Este superbă. O să punem decorațiunile, o să punem cadouri, aici o să facem o bucătărie foarte drăguță și aici o să punem o masă. Nu știu, îmi place foarte tare seria de anul acesta. Este cu foarte mult bun gust. Vă rog frumos să îmi scrieți și voi în comentarii ce părere aveți și ce dorințe mai aveți voi, că până la urmă vi le îndeplinesc pe cât posibil. O să punem aici și ce alegeți voi, așa că scrieți-mi în comentarii și ideile voastre, apăsați butonașul de coco like și ne vedem super curând cu un nou episod din seria noastră de Crăciun. Pa!